Arthur Conan Doyle, Arhiva lui Sherlock Holmes, Aventurile omului maimuță, citește Carmen Dumitriu. Domnul Sherlock Holmes a fost întotdeauna de părere că ar trebui să public întâmplările cu totul neobișnuite ce aveau legătură cu profesorul Presbury, chiar și dacă ar face-o doar pentru a risipi odată pentru totdeauna zvonurile urâte ce au făcut în conjurul universității acum vreo 20 de ani. Iar ecoul lor s-a răspândit în rândul învățaților din Londra. Au fost, ca de fiecare dată, anumite obstacole și adevărata istorie a acestui caz ciudat a rămas îngropată în cutia de tinichea în care se găsesc atât de multe însemnări ale aventurilor prietenului meu. Acum am obținut, în sfârșit, permisiunea de a expune publicului faptele ce au format unul dintre ultimele cazuri de care s-a ocupat Holmes înainte să se retragă din această meserie. Chiar și acum trebuie să existe o anumită discreție în dezvăluirea întâmplărilor. Era într-o seară de duminică, la început de septembrie 1903, când am primit un mesaj laconic de la Holmes. Vino imediat dacă este un moment convenabil. Dacă nu, vino totuși. S.H. Relațiile dintre noi în acele ultime zile fuseseră foarte ciudate. Era un om cu multe tabieturi, iar eu devenisem unul dintre ele. Eram pentru el cavioara, grămăjoara de tutun, vechea pipă neagră, agenda sau alte ticuri poate mai puțin scuzabile. Când avea un caz ce necesita multă muncă și avea nevoie de un prieten, pe al cărui sânge rece se putea baza, rolul meu era clar. Dar, în afară de aceste cazuri, mai aveam și alte întrebuiințări. Eram ca o piatră de tocilă pentru mintea sa. Îl stimulam. Îi plăcea să gândească cu voce tare în preajma mea. Nu se putea spune că remarcile lui erau pregătite pentru mine. Multe dintre ele le-ar fi putut rosti chiar și pentru tăblia patului. Și totuși își formase acest obicei și devenise folositor ca eu să ascult și să intervin cu vreun comentariu. Dacă îl iritam cu o anumită încetineală a gândirii mele, această iritare îi servea să-i aprindă și mai tare intuiția, iar ideile îi străfulgerau mintea cu mai multă iuțeală și voinciune. Acesta era umilul meu rol în alianța noastră. Când am ajuns pe Baker Street, l-am găsit ghemuit în fotoliul său, cu pipa în gură și cu sprâncenele încrețite de gânduri. Era clar că se chinuia să dezlege o problemă iritantă. Mi-a arătat cu mâna vechiul meu fotoliu, însă, în rest, timp de o jumătate de oră, nu a dat semne că ar fi remarcat prezența mea în încăpere. Apoi, tresări, trezindu-se din reverie și, cu obișnuitul său zâmbet capricios, îmi ură bun venit în ceea ce fusese odată și casa mea. Nu trebuie să-mi scuz neatenția, dragul meu Watson, zise el. Niște fapte extrem de curioase mi-au fost supuse atenției în ultimele 24 de ore și acestea au dat naștere la niște speculații cu caracter mai general. Mă gândesc serios să scriu o mică monografie despre utilizarea câinilor în munca de detectiv. Dar Holmes, cu siguranță că acest subiect a fost explorat, am zis eu. Copoi detectivi. Nu, Watson, acea parte a problemei este fără îndoială clară. Dar mai există una, care este cu mult mai subtilă. Poate că ți-amintești cazul lui Cooper Beaches, în care am fost în stare, doar observând comportamentul copilului, să fac o deducție despre obiceiurile criminale ale foarte îngânfatului și respectabilului său tată. Da, îmi amintesc foarte bine. Ideile mele despre câini au, prin analogie, aceeași direcție. Un câine reflectă viața familiei sale. Cine a văzut vreodată un câine jucăuș într-o familie posomorâtă sau un câine trist într-o familie fericită? Oamenii răi au câini răi, cei periculoși au câini periculoși, iar toanele lor trecătoare pot reflecta toanele altora. Am clătinat din cap. Holmes, ceea ce spui tu este puțin forțat, am zis eu. Și-a umplut pipa din nou, apoi și-a reluat locul fără să ia în seamă remarca mea. Aplicația practică a celor pe care le-am spus este foarte apropiată de problema pe care o investighez. Firul e încălcit, înțelegi, iar eu trebuie să găsesc un capăt de unde să pornesc. Unul posibil se găsește în întrebarea. De ce Roy, câinele lup al profesorului Presbury, a încercat să-l muște? M-am cufundat înapoi în scaunul meu destul de dezamăgit. Oare pentru o întrebare atât de banală am fost eu întrerupt din treabă? Holmes îmi aruncă o privire. Același Watson, zise el. Nu ai să înveți niciodată că problemele cele mai grave pot depinde de cele mai mărunte lucruri. Dar nu ți se pare extrem de ciudat că un om liniștit și vârstnic, ai auzit de Presbury, desigur, faimosul fiziolog din Camford, că un asemenea om, al cărui prieten era un devotat câinelup,
Să fie acum de două ori atacat de propriul său câine? Ce părere ai? Câinele este bolnav. Ei bine, poate fi luat și acest lucru în considerare. Dar nu atacă pe nimeni altcineva și nici nu se năpustește asupra stăpânului său decât în situații cu totul speciale. Ciudat, Watson. Foarte ciudat. Tânărul Don Bennett a ajuns foarte devreme, dacă el sună la ușă. Speram să stăm mai mult de vorbă înainte ca el să apară. Se auziră niște pași repezi pe scară, o bătaie scurtă la ușă și, un moment mai târziu, noul client se prezenta. Era un tânăr înalt și arătos, având în jur de 30 de ani. Bine îmbrăcat, chiar elegant, dar cu ceva în comportamentul său care sugera mai degrabă timiditatea unui student decât siguranța de sine a unui domn de societate. Dădu mâna cu Holmes și apoi privi oarecum surprins către mine. Această problemă este foarte delicată, domnule Holmes, zise el. Socotesc că relația mea cu profesorul Presbury este de natură privată, dar nu și publică. Nu mă consider îndreptățit să vorbesc în fața unei a treia persoane. Nu vorbiți fără teamă, domnule Bennett. Doctorul Watson este întruchiparea discreției și vă pot asigura că aceasta este o problemă în care voi avea cu siguranță nevoie de un ajutor. Cum doriți, domnule Holmes? Veți înțelege desigur că voi avea niște rezerve. Vei fi impresionat, Watson, când îți voi spune că acest gentleman, domnul Trevor Bennett, este asistentul acelui mare om de știință. Locuiește sub acoperișul său și este logodit cu singura-i fică. Trebuie să înțelegem că profesorul are tot dreptul să-i pretinde loialitate și devotament. Dar acestea pot fi dovedite mai bine dacă se întreprind pașii necesari pentru a dezlega acest mister straniu. Sper, domnule Holmes. Acesta este singurul meu țel. Doctorul Watson cunoaște situația? Nu am avut timp să-i explic. Atunci, poate că ar trebui să povestesc esențialul din nou, înainte de a vă aduce la cunoștință ultimele evenimente. O să o fac chiar eu, zise Holmes, ca să vă demonstrez că am reținut faptele în ordine corespunzătoare. Profesorul Watson este un om de faimă europeană. Întreaga sa viață a avut un făgaș academic. Nu a existat niciodată nici cea mai mică pată asupra activității sale. A rămas văduv și are o fică, Edith. Este, am înțeles, un bărbat viril și puternic, cu un caracter, s-ar putea spune, chiar combativ. Cel puțin, așa stăteau lucrurile până acum câteva luni. Apoi, cursul vieții sale s-a schimbat. Are 61 de ani, dar s-a logodit cu fica profesorului Murphy, colegul său la Catedra de Anatomie Comparată. Nu a fost, dacă am înțeles bine, curtea chipzuită a unui om în vârstă, ci mai degrabă pasiunea înflăcărată a unui tânăr, căci niciun altul nu s-ar fi putut dovedi un îndrăgostit mai devotat. Domnișoara Alice Murphy era o fată desăvârșită, atât la trup cât și la minte, astfel că existau toate motivele pentru pasiunea profesorului. Totuși, iubirea lor nu a avut parte de binecuvântarea familiei sale. Am considerat-o destul de exagerată, ținu să precizeze musafirul nostru. Exact. Exagerată și puțin violentă și nefirească. Profesorul Presbury era bogat, astfel că nu a existat obiecții din partea tatălui. Fica însă avea alte păreri și mai existau deja alți câțiva candidați la mâna ei, care, chiar dacă erau mai puțin eligibili din punct de vedere monden, erau cel puțin mai apropiați ca vârstă. Fata părea să-l placă pe profesor, în ciuda excentricităților sale. Doar vârsta le stătea în cale. Cam în același timp, un mic mister a întunecat pe neașteptate viața obișnuită a profesorului. A făcut ceva ce nu mai făcuse până atunci. A plecat de acasă și nu a spus nimănui unde. A lipsit două săptămâni și s-a întors răvășit ca după un drum lung. Nu a spus nimănui unde a fost, deși era de obicei un om foarte deschis. Întâmplarea a făcut ca domnul Bennett, aici de față, clientul nostru, să primească o scrisoare de la un coleg din Praga, care îi spunea că s-a bucurat să-l vadă pe profesorul Presbury acolo, deși nu reușise să-i vorbească. Doar așa au aflat cei din casă unde fusese. Acum vine partea mai importantă. De atunci înainte, o curioasă schimbare a pus stăpânire pe profesor. A devenit ascuns și viclean. Cei din jurul său aveau mereu sentimentul că nu mai era omul pe care îl cunoșteau și că un nor negru îi umbrise calitățile cele mai de preț. Intelectul său nu fusese afectat. Prelegerile sale erau la fel de strălucite ca întotdeauna. Însă întotdeauna se întâmpla ceva nou, ceva sinistru și neașteptat. Fica sa devotată a încercat de nenumărate ori să pătrundă dincolo de paravanul pe care tatăl său părea să-l fi pus între ei. Și dumneavoastră, domnule, dacă am înțeles bine, ați făcut la fel. Dar totul a fost în zadar.
Iar acum, domnule Bennet, povestiți-mi cu vorbele dumneavoastră întâmplarea cu scrisoarea. Trebuie să înțelegeți, domnule Watson, că profesorul nu avea niciun fel de secrete față de mine. Nici dacă aș fi fost fiul sau fratele mai mic, nu m-aș fi bucurat de mai multă încredere din partea sa. Fiind secretarul său, îmi treceau prin mână toate hârtiile pe care le primea, desfăcându-i și sortându-i corespondența. La scurt timp după întoarcerea sa acasă, toate acestea s-au schimbat. Mi-a spus că aștepta niște scrisori din Londra, marcate cu o cruce sub timbru. Acestea trebuiau puse deoparte, ferite de alți ochi. Pot spune că multe dintre acestea treceau prin mâinile mele, că erau însemnate cu inițialele E.C. și erau scrise aproape indecifrabil. Dacă le răspundea, atunci plicul nu trecea prin mâinile mele și nici prin coșul de scrisori în care era strânsă corespondența noastră. Iar caseta? Întrebă Holmes. A, da, cutia. Profesorul adusese o casetă mică de lemn din călătoriile sale. Era singurul lucru ce trădea faptul că făcuse înconjurul continentului, căci era unul dintre acele obiecte neobișnuite pe care le asociai cu Germania. O pusese în dulăpiorul său cu instrumente. Într-o zi, căutând o canulă, am dat jos caseta. Spre surprinderea mea, a fost foarte furios și a arătat asta folosind cuvinte destul de dure. Era prima dată când se întâmpla un asemenea lucru și am fost profund rănit. M-am străduit să explic că am atins caseta din greșeală, dar toată seara mi-a stăruit în minte că mă privise cu asprime și că întâmplarea îl deranjase foarte mult. Domnul Bennet scoase o mică agentă din buzunar. Toate acestea s-au întâmplat pe 2 iulie, zise el. Sunteți cu siguranță un martor prețios, zise Holmes. Probabil că voi avea nevoie de datele pe care vi le-ați notat. Am învățat să fiu meticulos de la marele meu profesor, printre multe alte lucruri. De când am observat schimbările din caracterul său, am simțit că era de datoria mea să-i studiez cazul. Astfel, am notat aici că în aceea zi, 2 iulie, Roy l-a atacat pe profesor în timp ce ieșea din biroul său. Pe 11 iulie a avut loc o scenă asemănătoare, iar apoi mai am însemnări despre o alta pe 20 iulie. După aceste incidente, l-am mutat pe Roy la grajduri. Era un animal blând și iubitor. Da, mă tem că vă plictisesc. Domnul Bennet rosti aceste cuvinte pe un ton plin de reproș, căci era foarte clar că Holmes nu era atent. Fața era încordată și privea în gol la tavan. Cu puțin efort se adună. Extraordinar, absolut extraordinar, murmură el. Aceste amănunte sunt noi pentru mine, domnule Bennet. Cred că am acoperit toate datele pe care le cunoșteați deja, nu-i așa? Dar mi-ați pomenit despre niște schimbări de situație. Figura plăcută și sinceră a vizitatorului nostru se întunecă, umbrită de amintiri neplăcute. Ceea ce am să vă povestesc acum s-a petrecut în urmă cu 2 nopți, zise el. Stăteam întins în pat pe la 2 noaptea, fără să pot dormi, când am auzit un zgomot surd și năbușit venind de pe coridor. Am deschis ușa și am aruncat o privire afară. Ar trebui să menționez că profesorul doarme la capătul coridorului. Care era data? Întrebă Holmes. Oaspetele nostru fu în mod evident deranjat de o întrerupere atât de nesemnificativă. Am mai spus, domnule, că s-a întâmplat cu 2 nopți înainte, adică pe 4 septembrie. Holmes clătină din cap zâmbind. Îmi rog să continuați, zise el. Profesorul doarme la capătul coridorului și ar fi trebuit să treacă pe lângă ușa mea ca să ajungă la scări. A fost o experiență cu adevărat cumplită, domnule Holmes. Consider că am nervii la fel de tari ca și vecinii mei, dar am fost guduit de ceea ce am văzut. Coridorul era cufundat în beznă, mai puțin o fereastră de la jumătatea lui, prin care pătrundea o rază de lumină. Puteam distinge ceva apropiindu-se, ceva ghemuit și învăluit în întuneric. Apoi s-a ridicat deodată în lumină și am văzut că era el. Se târa, domnule Holmes, se târa. Mergea sprijinindu-se în mâini și în genunchi și totuși se mișca repede, cu o foarte mare ușurință. Am fost atât de șocat la vederea lui, încât doar când a ajuns în dreptul ușii mele, am fost în stare să pășesc afară și să-l întreb dacă pot să-l ajut cu ceva. Răspunsul său a fost absolut neobișnuit. A țâșnit ca un arc, mi-a aruncat niște vorbe îngrozitoare, dar nu s-a oprit din drum. Am mai așteptat încă o oră, dar nu s-a întors. Se luminase de ziua când a revenit în camera sa. Ei bine, Watson, ce părere ai? Întrebă Holmes cu aerul unui patolog ce prezintă un specimen rar. Probabil că e vorba de lumbago. Am auzit că o criză puternică poate face omul să umble precum ați povestit și nimic nu-ți poate pune nervii la o încercare mai grea. Foarte bine, Watson. Tu ne aduci întotdeauna cu picioarele pe pământ.
Dar nu putem accepta această ipoteză de vreme ce a fost capabil să se ridice. Nu s-a simțit niciodată mai bine, zise Bennet. De fapt, e mai energic decât l-am văzut de ani buni. Acestea sunt faptele, domnule Holmes. Nu vrem să implicăm poliția, dar nu mai știm ce să facem, că simțim că ne îndreptăm cu pași repezi către dezastru. Edith, domnișoara Presbury, simte același lucru, că nu mai putem aștepta cu mâinile în sân. Este cu siguranță un caz extrem de ciudat și de sugestiv. Tu ce crezi, Watson? Vorbind în calitate de doctor, am zis eu, pare a fi un caz de competența unui alienist. Procesul cerebral al bătrânului domn a fost dereglat de aventura de dragoste. A făcut o călătorie peste hotare, în speranța de a se vindeca de această pasiune. Scrisorile și caseta pot avea legătură cu alte afaceri personale, poate un împrumut, sau poate niște acțiuni pe care le ține ascunse acolo. Iar câinele lup, în mod evident, nu era de acord cu acele afaceri. Nu, nu, Watson. Ceva nu e în regulă aici. Nu pot decât să sugerez. Nu vom ști niciodată ce avea Sherlock Holmes de gând să sugereze, căci în acel moment ușa se deschise și o tânără domnișoară intră în cameră. La vederea acesteia, domnul Bennet sări de pe scaun, exclamând și se repezi în întâmpinarea ei cu mâinile întinse. Edith, draga mea, sper că nu s-a întâmplat nimic. Am simțit nevoia să vin după tine. Oh, Jack, mi-a fost atât de teamă. E cumplit să fii acolo singur. Domnule Holmes, aceasta este tânăra domnișoară despre care v-am vorbit. Vă prezint pe logodnica mea. Începusem să bănuim acest lucru. Nu-i așa, Watson? Răspunse Holmes cu un zâmbet. Să înțeleg, domnișoară Presbury, că aveți vești proaspete despre caz și că ați considerat că trebuie să le aflăm și noi. Musafira noastră, o fată isteață cu înfățișare plăcută, tipic englezească, îi zimbi lui Holmes în timp ce se așeza lângă domnul Bennet. Când am aflat că domnul Bennet a părăsit hotelul, m-am gândit că trebuie să-l găsesc aici. Bineînțeles că m-a informat că are de gând să vă consulte. Domnule Holmes, puteți oare face ceva pentru sărmanul meu tată? Am speranțe, domnișoară Presbury, însă cazul rămâne încă nedeslușit. Poate că mă va ajuta ceea ce aveți de spus. S-a întâmplat aseară, domnule Holmes. S-a purtat ciudat întreaga zi. Sunt sigură că uneori nici nu mai aduce aminte ce face. Trăiește ca într-un vis ciudat. Ieri a fost o asemenea zi. Nu mai e tatăl pe care îl cunoșteam. Exteriorul e același, dar nu mai e el cu adevărat. Spuneți-mi ce s-a întâmplat. Am fost trezită în toiul nopții de câinele care lătra plin de furie. Bietul Roy e legat acum lângă grajduri. Pot să vă spun că dorm întotdeauna cu ușa încuiată, căci, așa cum Jack, domnul Bennet, vă va spune, simțim cu toții amenințarea unui pericol iminent. Camera mea se găsește la al doilea etaj. Storul îmi era ridicat la fereastră și am putut vedea că era o lună strălucitoare afară. Stăteam întinsă, cu ochii ațintiți asupra beticului de lumină, ascultând lătratul sălbatic al câinelui. Și, deodată, am zărit chipul tatălui meu, care mă privea. Domnule Holmes, era să mor de uimire și de groază. Stătea acolo lipit de ochiul de geam, cu o mână ridicată, ca și cum ar fi vrut să împingă fereastra. Dacă s-ar fi deschis, cred că ar fi nebunit. Nu visam, domnule Holmes. Nu vă amăgiți crezând asta. Îndrăznesc să spun că pentru mai bine de 20 de secunde am rămas paralizată, privindu-i chipul. Apoi a dispărut. Dar n-am putut. Pur și simplu n-am putut să mă ridic din pat și să mă uit încotro s-a dus. Am zăcut tremurând până dimineață. La micul dejun avea o atitudine severă și nu a făcut nicio aluzie la întâmplările nopții. Nici eu n-am spus nimic, dar am inventat o scuză pentru a veni în oraș. Și iată-mă. Holmes se arătă foarte mirat de povestirea domnișoarei Presbury. Domnișoară dragă, spuneți că încăperea dumneavoastră este la al doilea etaj. Există vreo scară înaltă în grădină? Nu, domnule Holmes, aceasta este partea uluitoare. N-ai cum să ajungi la fereastră și totuși el se afla acolo. Iar data era 5 septembrie, zise Holmes. Acest lucru complică într-adevăr problemele. Furântul tinerei domnișoare să se arate uimită. E a doua oară când faceți aluzie la dată, domnule Holmes, zise Bennet. E posibil să aibă vreo relevanță asupra cazului? E foarte posibil, dar nu vă pot spune nimic sigur încă. Vă gândiți la legătura dintre nebunie și fazele lunii? Nu, vă asigur că nu. Mă gândeam la cu totul altceva. Dacă puteți lăsa agenda la mine, voi verifica datele. Acum, Watson, cred că planul nostru de acțiune e foarte clar. Domnișoara ne-a informat și am cea mai mare încredere în intuiția sa că tatăl său își amintește foarte puțin sau nu-și mai amintește nimic din ceea ce îi se întâmplă cu ocazia acestor manifestări bizare.
O pun pe seama lipsei de memorie, așa că vom începe elucidarea cazului studiindu-l cu grijă. Foarte bine, zise domnul Bennet. Însă vreau să vă avertizez de la început că profesorul poate fi irascibil și chiar violent câteodată. Holmes zâmbi. Cred că avem motive întemeiate să pornim cât mai repede dacă teoria mea se verifică. Mâine, domnule Bennet, ne vom vedea cu siguranță în Camford. Era acolo, dacă mi-aduc aminte bine, un han numit Joc de Dame, unde atmosfera se ridică peste medie, iar așternuturile sunt impecabile. Cred, Watson, că soarta ne va duce în zilele ce vor urma în locuri mult mai puțin plăcute. Dimineața zilei de luni ne găsim drum către faimoasa universitate a orașului, lucru care a necesitat un efort minim din partea lui Holmes, dar care a implicat o planificare minuțioasă și o grabă cumplită din partea mea, căci pe atunci începusem să fiu destul de solicitat ca medic. Holmes nu pomeni nimic despre caz, până când nu ne-am lăsat geamantanele în vechiul han, despre care am vorbit ceva mai devreme. Cred, Watson, că vom reuși să-l prindem pe profesor chiar înainte de prânz. Țin o prelegere la ora 11 și ar trebui să avem un răgaz de o oră. Sub ce pretext îl vom căuta? Holmes se uită în agenda. A existat o perioadă mai agitată în jurul datei de 26 august. Vom presupune că e puțin confuz și nu-și mai amintește ce a făcut în acea perioadă. Dacă insistăm că avem o întâlnire programată, nu cred că va avea curajul să ne contrazică. Te crezi în stare de asta? Nu putem decât să încercăm. Grozav, Watson. Un localnic prietenos ne va călăuzi, cu siguranță. Un astfel de băștinaș, conducând o birjă elegantă, ne purtă în grabă pe lângă un șir de colegii vechi și, într-un sfârșit, intrând pe o alee străjuită de copaci, opri la ușa unei case încântătoare, pe ale cărui ziduri se cățărau arbuști cu flori multicolore. Profesorul Presbury era cu siguranță înconjurat nu numai de confort, dar și de lux. Chiar în momentul în care opream în fața casei, un cap cărunt apăru la fereastră și puteam simți cum o pereche de ochi pătrunzători ne urmăreau de sub niște sprâncene stufoase. O clipă mai târziu ne aflăm în sanctuarul său, iar misteriosul om de știință, ale cărui ciudățenii ne aduseseră de la Londra, se afla acum în fața noastră. Cu siguranță că înfățișarea și comportamentul său nu trădau niciun semn de excentricitate, căci era un bărbat solid, înalt, cu trăsături proeminente, grav, îmbrăcat în redingotă și cu atitudinea demnă pe care trebuia să o aibă un profesor. Ochii erau cea mai remarcabilă parte a fizionomiei, tăioși, pătrunzători, trădând o inteligență aproape vicleană. Ne-a studiat cărțile de vizită. Vă rog să luați loc, domnilor. Cu ce vă pot fi de folos? Holmes zâmbi plin de amabilitate. Chiar întrebarea aceasta voiam să vă adresez și eu, domnule profesor. Mie, domnule, poate că s-a produs o confuzie. Cineva mi-a spus că profesorul Presbury din Camford are nevoie de serviciile mele. Chiar așa? Mi s-a părut că zăresc cu lucire malițioasă în ochii aceia cenușii. Chiar așa, ați auzit? Pot să vă întreb care este numele informatorului dumneavoastră? Îmi pare rău, domnule profesor, dar chestiunea e confidențială. Dacă am făcut vreo greșeală, nu-i nicio problemă. Îmi voi cere scuze. Nu aveți pentru ce. Mai bine să aprofundăm problema. Mi-a trezit interesul. Aveți cumva vreun petic de hârtie, vreo scrisoare sau vreo telegramă în sprijinul spuselor dumneavoastră? Nu. Nu am. Presupun că nu veți merge atât de departe încât să pretindeți că v-am chemat chiar eu. Prefer să nu răspund la nicio întrebare, zise Holmes. Așa bănuiam și eu, zise profesorul cu asprime. Totuși, la acea întrebare se poate răspunde foarte ușor și fără ajutorul dumneavoastră. A străbătut camera, îndreptându-se către sonerie. Prietenul nostru din Londra, domnul Bennet, răspunse chemării. Intrați, domnule Bennet! Acești doi domni au venit din Londra, având impresia că au fost chemați. Dumneata te ocupi de toată corespondența mea. Ai cunoștință să fi fost trimis ceva unui anume domn Holmes? Nu, domnule, răspunse Bennet, înroșindu-se. Asta clarifică totul, zise profesorul, aruncând o privire furioasă însoțitorului meu. Ei bine, domnilor, zise el în timp ce se apleca spre noi, sprijinindu-se cu mâinile de masă, mie mi se pare că motivul vizitei dumneavoastră este îndoielnic. Holmes dătu din numeri. Îmi cer mii de scuze că v-am deranjat cu prezența noastră inoportună. Nu cred că sunt suficiente, domnule Holmes, strigă bătrânul asurzitor, cu o extraordinară răutate citindu-i se pe față. Era așezat între noi și ușă, în timp ce vorbea și gesticula cu amândouă mâinile către noi, plin de furie. Să nu credeți că veți scăpa așa de ușor! Fața îi se desfigurase, că se strâmba și bolborosea cu o furie fără margini.
Sunt convins că ar fi trebuit să ne luptăm ca să ieșim din încăpere dacă domnul Bennet nu ar fi intervenit. Dragă domnule profesor, țipă el, gândiți-vă la poziția dumneavoastră, gândiți-vă la scandalul ce va izbucni în universitate. Domnul Holmes e un om foarte cunoscut. Nu-l puteți trata cu așa o lipsă de curtoazie. Ursus, cel pe care cu greu îl puteam numi gazdă, ne făcu loc către ușă. Am răsuflat ușurați când ne-am văzut în fața casei, pe alea liniștită, străjuită de pomi. Holmes păru foarte amuzat de acest episod. Nervii eruditului nostru prieten sunt zdruncinați, zise el. Poate că amestecul nostru a fost puțin cam nepotrivit. Și totuși, am obținut contactul personal pe care îl doream. Dar, vai nouă, Watson, cu siguranță că e pe urmele noastre. Mișelul încă ne urmărește. Se auzea zgomot de pași în urma noastră, dar, spre ușurarea mea, nu era înfricoșătorul profesor, ci asistentul său, care a apărut de după colțul aleei. Venea abia trăgându-l sufletul. Îmi pare tare rău, domnule Holmes, voiam să-mi cer scuze. Dragul meu domn, nu aveți pentru ce. Face parte din riscurile meseriei. Nu l-am văzut niciodată atât de furios, însă devine din ce în ce mai înspăimântător. Puteți înțelege acum de ce eu și fiica sa suntem atât de îngrijorați. Și totuși, mintea este limpede. Chiar prea limpede, zise Holmes. Asta a fost greșeala mea. E evident că stă mult mai bine cu memoria decât credeam. Apropo, ne putem opri să vedem fereastra de la camera domnișoarei Presbury? Domnul Bennet își croi drum printre niște arbuști și, în scurt timp, am putut zări partea laterală a casei. Acolo e, a doua de pe stânga. O, Doamne, pare greu accesibilă. Și totuși, puteți observa că sub ea se află o plantă cățărătoare și o conductă ce ar putea folosi drept sprijin pentru picioare. Eu n-aș putea să ajung la fereastră în felul acesta, zise domnul Bennet. Foarte posibil. Cu siguranță că ar fi o încercare periculoasă pentru orice om normal. Mai aveam un singur lucru să vă spun, domnule Holmes. Am adresa persoanei din Londra care îi trimite scrisori, domnul profesor. Se pare că i-a scris și în dimineața aceasta. I-am luat adresa de pe sugativă. E un lucru nedemn de un secretar de încredere. Dar ce altceva puteam face? Holmes aruncă o privire pe hârtie și o puse în buzunar. Dorac. Curios nume. Slav, îmi închipui. Ei bine, e o verigă importantă. Ne întoarcem la Londra în după amiaza asta, domnule Bennet. Nu văd niciun motiv pentru care ar mai trebui să mai rămânem. Nu-l putem aresta pe profesor, pentru că nu a săvârșit nicio fădere de lege. Și nici nu-l putem interna, căci nu putem dovedi că e nebun. Deocamdată nu putem face nimic. Atunci, ce Dumnezeu trebuie să facem? Aveți puțină răbdare, domnule Bennet. Lucrurile vor evolua în curând. Dacă nu mă înșel, marțea viitoare poate fi momentul unei crize. Cu siguranță vom fi la Camford în aceea zi. Până atunci, situația e fără îndoială neplăcută. Și dacă domnișoara Presbury poate să-și prelungească vizita, asta se poate aranja ușor. Atunci, lăsați-o să stea acolo până când putem să o asigurăm că a trecut orice pericol. Între timp, lăsați-l să facă ce vrea și nu-i stați în drum. Cât e bine dispus, totul e bine. Bine, șopti Bennet speriat. Privind printre arbuști, zărirăm silueta înaltă a bătrânului ieșind pe ușă și privind în jurul său. Era ușor înclinat în față, mâinile i atârnau țepene și își întorcea capul dintr-o parte într-alta. Secretarul se strecură printre copaci, făcându-ne un ultim semn cu mâna și, în scurt timp, îl văzurăm alături de șeful său, intrând amândoi în casă și purtând o conversație ce părea foarte animată și chiar interesantă. Mă aștept ca bătrânul domn să-și fi dat seama ce se întâmplă, zise Holmes, în timp ce ne îndreptam către hotel. În puținul timp de observație pe care l-am avut la dispoziție, m-a uimit gândirea limpede și plină de logică pe care o avea. Incendiar, fără îndoială. Însă, din punctul lui de vedere, are de ce să ia foc dacă îi sunt puși niște detectivi pe urme, mai ales de către cei din propria sa casă. Cred că pe prietenul nostru Bennet nu-l așteaptă vremuri prea bune. Holmes se opri la poștă și trimise o telegramă. Răspunsul sosi către seară și mi-l puse în față. Am vizitat strada negustorilor și l-am văzut pe Dorac. Un personaj suav, boem, mai în vârstă. Are un magazin universal. Merse. Merse e de pe vremea ta, zise Holmes. E omul meu de încredere care mă ajută cu cercetări de rutină. Era important să aflăm ceva despre persoana cu care corespondează în secret profesorul nostru. Naționalitatea asta face legătură cu vizita la Praga. Bine că se leagă ceva, am zis eu. Până acum se pare că avem de-a face cu o serie de evenimente inexplicabile, fără nicio legătură unul cu celălalt. De exemplu,
Ce legătură poate exista între un câine lup furios și o vizită în Boemia? Sau între oricare dintre ele și un om care se târăște pe coridor noaptea? Despre datele tale, acestea mi se par cea mai mare ciudățenie dintre toate. Prietenul meu zâmbi și își frecă mâinile. Eram așezați în sufrageria vechiului hotel, având pe masă o sticlă din faimosul vin despre care vorbise Holmes. Hai să începem cu datele, zise el, ca și cum s-ar fi adresat unei clase. Excepționala agenda a tânărului Bennett arată că au existat probleme pe 2 iulie și că au continuat la un interval de 9 zile, cu o singură excepție, dacă mi-aduc bine aminte. Ultima izbucnire violentă a avut loc pe 3 septembrie, ceea ce se încadrează perfect în ciclu, la fel ca și data precedentă, 26 august. Imposibil să fie vorba despre o simplă coincidență. Am fost nevoit să consimt. Atunci, haide să formulăm o teorie provizorie. Cum că la fiecare 9 zile, profesorul ia un drog puternic, ce are un efect trecător, însă foarte intens. Înclinațiile sale violente sunt sporite de acesta. A luat acest drog pentru prima dată în timpul vizitei la Praga, iar acum este adus de către un intermediar boemian din Londra. Se leagă, nu-i așa, Watson? Da, cum rămâne cu câinele, chipul de la fereastră și omul ce mergea în patru lave pe coridor? Ei bine, avem un început. Nu cred că se vor mai întâmpla lucruri noi până marțea viitoare. Între timp, nu putem decât să ținem legătura cu prietenul nostru Bennett și să ne bucurăm de ospitalitatea acestui oraș încântător. De dimineață, domnul Bennett reuși să se furișeze până la noi ca să ne aducă ultimele vești. Așa cum Holmes presupusese, ziua ce trecuse nu fusese prea plăcută pentru el. Fără să-l fi acuzat în mod direct că ar fi fost responsabil de vizita noastră acolo, profesorul fusese foarte aspru, chiar grosolan în vorbire și, în mod evident, era foarte nemulțumit. În această dimineață își revenise și ținuse o prelegere sclipitoare în fața unui auditoriu numeros. În afară de aceste toane stranii, zise Bennett, are chiar mai multă energie și vitalitate decât mi-l amintesc eu să fi avut vreodată. Iar mintea nu i-a fost niciodată mai limpede. Dar nu e el. Nu are cum să fie omul pe care îl cunoșteam. Nu cred că aveți de ce să vă temeți în săptămâna care va urma, îi răspunse Holmes. Eu sunt ocupat, iar doctorul Watson trebuie să se îngrijească de pacienții săi. Haideți să ne punem de acord și să ne întâlnim aici, la aceeași oră, marțea viitoare. Și sunt convins că înainte de a pleca din nou, vom putea să vă oferim o explicație. Poate chiar să punem capăt necazurilor dumneavoastră. Între timp, țineți-ne la curent cu ceea ce se mai întâmplă. Nu mi-a mai văzut prietenul în zilele ce au urmat. Însă, luni seara, aveam în față un bilet în care îmi cerea să ne întâlnim a doua zi la gară. Din ceea ce mi-a povestit în timp ce călătoream către Camford, lucrurile fusese liniștite și nimic nu tulburase pacea casei profesorului, comportamentul său fiind perfect normal. La fel ne relată și domnul Bennett pe parcursul scurtei vizite pe care ne-o făcu în aceea seară. Astăzi a primit vești de la corespondentul său din Londra. A sosit o scrisoare și un mic pachet, amândouă cu o cruce sub timbru, care ne avertiza să nu ne atingem de ele. Atât s-a întâmplat. Poate că e destul, zise Holmes cu îndârjire. Cred, domnule Bennett, că vom ajunge la o concluzie în seara aceasta. Dacă presupunerile mele sunt corecte, vom avea ocazia să punem lucrurile cap la cap. Pentru a face acest lucru, e nevoie să-l ținem pe profesor sub observație. În consecință, vă voi sugera să rămâneți treaz. Dacă îl veți auzi trecând pe lângă ușă, nu-l întrerupeți, ci urmați-l cu mare discreție. Doctorul Watson și cu mine vom fi pe aproape. Apropo, unde este cheia casetei de care mi-ați vorbit? Pe lanțul de la ceas. Îmi închipui că spre casetă trebuie să se îndrepte cercetările noastre. În cel mai rău caz, presupun că încuietoarea nu poate fi foarte rezistentă. Mai există cumva vreun om puternic prin casă? Mai este vizitiul, MacPhail. Unde doarme? La grajduri. E posibil să avem nevoie de el. Mai multe nu putem face până nu vedem cum se vor desfășura lucrurile. La revedere! Însă sunt absolut convins că ne vom vedea din nou înainte de ivirea zorilor. Aproape de miezul nopții, ne-am ocupat posturile de observație între niște tufișuri din fața intrării principale a casei profesorului. Era o noapte liniștită, însă rocoroasă, și ne bucuram că pusesem pe noi haine groase. Vântul adia, iar norii erau împinși de colo-colo pe cer, acoperind din când în când semiluna. Ar fi fost o veche plicticoasă dacă nu ar fi existat emoția așteptării și asigurarea prietenului meu că vom ajunge la capătul ciudatelor întâmplări care ne solicitaseră atenția.
Dacă ipoteza ciclului de 9 zile se verifică, atunci îl vom vedea pe profesor în culmea crizelor sale în seara aceasta. Faptul că aceste manifestări bizare au început după vizita sa la Praga, corespondența sa secretă cu un negustor boemian din Londra, care reprezintă pe cineva din Praga, pachetul pe care l-a primit de la el astăzi, toate aceste lucruri duc într-o singură direcție. Încă nu știm ce ia și de ce ia, dar e destul de clar că, într-un fel sau altul, produsul provine de la Praga. Are instrucțiuni clare să ia substanța la interval de 9 zile, acest ciclu fiind primul lucru care mi-a atras atenția. Însă simptomele sale sunt în mod sigur extraordinare. Mi-ai văzut încheieturile degetelor? Am fost nevoit să spun că nu. Mari și osoase, așa cum nu am mai văzut niciodată. Întotdeauna să privești mâinile, mai întâi Watson. Apoi, la manșete, la genunchii de la pantaloni și la ghete. Niște încheieturi de degete foarte ciudate, care nu pot fi explicate decât prin modalitatea de deplasare observată de... Holmes se opri și se plesni cu palma peste frunte. Oh, Watson, ce prost am fost! Pare de necrezut și totuși trebuie să fie adevărat. Totul duce în această direcție. Cum am putut să nu fac legătura? Cum am putut să ignor încheieturile degetelor? Și câinele, și iedera. Cu siguranță am nevoie de o mică vacanță. Fii atent, Watson. Uite-l că vine. Vom avea ocazia să-l vedem cu ochii noștri. Ușa de la intrare se deschise ușor și la lumina lămpii zărirăm silueta înaltă a doctorului Presbury. Era îmbrăcat în cămașa de noapte. Stătea în cadrul ușii în picioare, însă a plecat în față, cu brațele țepene, așa cum îl văzusem ultima oară. Păși pe alee și se petrecu o extraordinară schimbare. Se ghemui la pământ și continuă să înainteze sprijinindu-se în mâini și în picioare, făcând câte un salt din timp în timp, ca și cum ar fi debordat de energie și vitalitate. Trecu prin fața casei și dădu colțul. Cum dispăru, Bennett se strecură pe ușă și îl urmă discret. Haide, Watson, zise Holmes, și ne-am strecurat prin tufișuri până când am ajuns într-un loc, de unde puteam vedea cealaltă parte a casei, scăldată în lumina semilunii. Profesorul stătea ghemuit lângă zidul acoperit de iederă. Deodată începu să se cațere pe el cu o incredibilă agilitate. Sărea din ramură în ramură, vesel și sigur pe puterile sale, fără să vrea să ajungă într-un loc anume. Cămașa de noapte ce-i flutura îl făcea să pară un liliac uriaș, lipit de peretele propriei sale case. O pată întunecată pe peretele luminat de lună. Sătul de joacă coborâ din creangă în creangă și porni către grajduri în aceeași poziție ghemuită. Câinele lup era afară și începu să latre mai furios ca niciodată când își văzu stăpânul. Trăgea de lanț, tremurând de tulburare și de mânie. Profesorul se apropie în mod intenționat de câine, oprindu-se acolo unde acesta nu-l putea ajunge și începu să-l întărâte în toate felurile posibile. Lua pumn de pietriște pe alee și arunca în fața câinelui. Îl împungea cu un băț pe care îl ridicase de jos, bătea din palme la doar câțiva centimetri de gura sa deschisă și încerca să sporească furia animalului, care era deja trecută de orice limită. De-a lungul aventurilor noastre, nu cred că am văzut vreodată vreo priveliște mai stranie decât aceea acestui personaj sobru și demn, ghemuit acum ca o broască pe pământ, întărântând cu o cruzime calculată dulăul nebunit de furie. Însă, deodată, s-a întâmplat un lucru neașteptat. Nu s-a rupt lanțul, ci a alunecat zgarda, căci fusese făcută pentru un câine cu gât mai gros. Am auzit zgomotul metalului căzut și, în momentul următor, câinele și omul se răstogoleau pe pământ la olaltă, unul mârâind cu furie, altul țipând de groază. Viața profesorului atârna de un fir de ață. Animalul își înfipsese dinții adânc în gâtul lui și lăsase fără simțire înainte să putem ajunge la ei și să-i despărțim. Pentru noi ar fi fost o treabă foarte periculoasă, însă vocea lui Bennett și prezența sa au reușit să calmeze uriașul câine. Vacarmul îl făcuse pe vizitiul somnoros să iasă din camera sa de deasupra grajdurilor. Nu mă mir, zise el, clătinând din cap. Nu e prima dată când îl văd așa. Știam că până la urmă câinele îi va veni de hac. Dulăul fu legat și împreună l-am dus pe profesor în camera sa, unde Bennett, care avea niște studii medicale, mă ajută să-i pansez gâtul sfâșiat. Colții ascuțiți trecuseră periculos de aproape de carotidă și hemoragia era puternică. Într-o jumătate de oră, pericolul trecuse. Îi făcuse în pacientului o injecție cu morfină, iar acesta se cufundase într-un somn adânc. Doar atunci am avut răgazul să analizăm situația.
Cred că ar trebui să fie văzut de un chirurg cu experiență, am zis eu. Pentru numele lui Dumnezeu, nu, strigă Bennett. Până în prezent, scandalul nu a depășit pereții casei noastre. E în siguranță cu noi. Dacă se răspândește, nu va mai putea fi oprit. Gândiți-vă la poziția sa din universitate, la reputația sa europeană, la sentimentele fiicei sale. Aveți dreptate, zise Holmes. Cred că e posibil să ținem întâmplarea pentru noi și să împiedicăm împrăștierea zvonurilor. Cheia de pe lanțul ceasului, domnule Bennett. MacPhail va avea grijă de pacient și ne va da de veste dacă are loc vreo schimbare. Haideți să vedem dacă putem găsi misterioasa caseta profesorului. Nu era mare lucru în ea, însă destul. O fiolă goală, una aproape plină, o seringă, câteva scrisori greu de descifrat, probabil scrise de un străin. Semnele de pe plicuri arătau că erau chiar acele scrisori care perturbaseră rutina secretarului, fiecare dintre ele fiind expediate de pe strada comercială și semnate A. Dorac. Erau niște simple facturi pentru sticle trimise profesorului sau chitanțe pentru banii plătiți. Mai exista un plic cu un scris mai citet de persoană educată, purtând ștampila Austriei cu timbru de Praga. Asta e ce căutam, strigă Holmes în timp ce rupea plicul. Iată ce scria. Stimate coleg, de când am avut onoarea vizitei dumneavoastră, m-am gândit mult la cazul pe care mi l-ați prezentat și, deși în situația dumneavoastră există motive speciale pentru a urma acest tratament, voi fi totuși precaut, căci experiența mi-a arătat că pot exista și efecte secundare. E posibil ca serul de antropoid să fi fost mai potrivit. Eu am folosit, după cum v-am explicat, langurul cu față neagră, fiindcă acest specimen îmi era accesibil. Langurul își folosește toate cele patru picioare la mers și cățărat, în timp ce antropoidul merge în două picioare și este din toate punctele de vedere mai apropiat. Vă rog să vă luați toate precauțiile necesare pentru ca acest experiment să nu fie descoperit înainte de vreme. Mai am un client în Anglia, iar Dorac e reprezentantul meu în ambele cazuri. Voi avea nevoie de rapoarte săptămânale. Cu multă stimă, al dumneavoastră H. Lowenstein. Lowenstein. Numele îmi-a adus aminte de un fragment dintr-un articol de ziar în care se vorbea despre un savant obscur care încerca, printr-un experiment nemai întâlnit, să găsească elixirul tinereții și al vieții veșnice. Lowenstein din Praga. Lowenstein, cu al său nemaipomenit ser dătător de putere, interzis de tot restul Breslei pentru că refuza să-i dezvăluie sursa. În câteva cuvinte am povestit ceea ce mi-aminteam. Bennett luase un manual de zoologie de pe rafturi. Langur, citi el, maimuță cu față neagră ce trăiește pe versanții Himalaiei, cea mai mare și cea mai umană dintre maimuțele cățărătoare. Mai urmează multe alte detalii. Ei bine, datorită dumneavoastră, domnule Holmes, e foarte clar că am descoperit sursa răului. Adevărata cauză, zise Holmes, zace în nepotrivita poveste de dragoste care i-a dat impetuosului profesor ideea că putea să-și îndeplinească dorința întinerind. Când omul încearcă să domine natura, sfârșește prin a fi dominat de ea. Chiar și cel mai evoluat dintre oameni poate să se transforme înapoi în animal dacă își depășește limitele menirii sale pe pământ. Rămase pentru o vreme gânditor, cu fiola în mână, privind la lichidul limpede din ea. Când îi voi scrie acestui om și îi voi spune că îl consider personal responsabil de efectele letale pe care le poate avea otrava ce o răspândește, necazurile noastre vor înceta. Dar poate că povestea nu se va sfârși aici. Se va găsi o altă cale. E un real pericol pentru umanitate. Gândește-te, Watson, că materialul, senzualul și lumescul vor prelungi viețile lor lipsite de sens. Spiritualul nu va ezita să aspire către ceva mai înalt. Ar însemna să supraviețuiască cel mai slab. Ce hazna ar deveni biata noastră lume! Deodată, visătorul dispăru și Holmes, omul de acțiune, sări de pe scaun. Cred că nu mai e nimic de spus, domnule Bennett. Toate întâmplările se leagă între ele. Câinele, bineînțeles că a simțit schimbarea înaintea tuturor. Mirosul lui fin a făcut acest lucru posibil. Pe maimuță, iar nu pe profesor, l-a atacat Roy. La fel cum maimuța era cea care l-a ațățat pe Roy. Cățăratul era plăcerea creaturii și cred că doar din pură întâmplare a ajuns la fereastra tinerii domnișoare. Avem un tren dimineață de vreme către oraș Watson. Dar cred că mai avem timp pentru o ceașcă de ceai la Han înainte. Sfârșit.